Ziceți că v-a deranjat discuția pe care am avut-o mai devreme tot pe Facebook cu soțul cu care sunteți în divorț sau deja ați divorțat, fostul soț cu care sunteți acum în partajarea averii, da? Deci, din păcate, suntem încă în proces de divorț. Dumnealui tergiversează acest caz deja de 4 luni de zile și de fiecare dată încearcă să amâie fiecare ședință de judecată, neștiind eu acest motiv. Știu doar la moment că dumnealui este în concubinaj cu cineva, unde a și postat poze pe Facebook și așa mai departe, dar de aici la divorț nu se prezintă. Și motivul divorțului însăși, de fapt, fiind atentarea la fica mea și la mine personal și violența în familie care a făcut-o de ani de zile și eu fiind o persoană care am căzut în plasă, l-am crezut în toate și în tot ceea ce a făcut și am cedat de fiecare dată și am avut frică și teamă de a spune într-adevăr de fapt ce trăiesc în această familie. Deci este și un video unde dumnealui personal se filmează cum mă terorizează pe mine și pe familia mea și pe copilul meu, mai ales pe copilul cel mic care până în prezent este stresat psihologic. Nu mai vorbesc de fica mea de 17 ani care a trăit un coșmar și o viață de oroare cu Înțeleg, această persoană, fiind al... aveți doi copii, unul din prima căsătorie și altul Exact. băiatul e Și altul este comun. Și altul comun. este comun. Exact. Dar ce Deci interes eu avea să fiind... facă video acela? De ce interes avea să filmeze dacă considerați că vă agresează? Părea o polemică așa în familie. Eu nu știu de ce el făcea acest lucru. Deci și de fiecare dată acest lucru îl făcea. De fiecare dată, fiecare agresiune, fiecare tot timpul mergea cu înregistrări, cu video, cu sute și mii de telefoane stricate, calculatoare stricate, de fiecare dată încerca să filmeze, pe ale noastre toate le lua, le arunca și el se filma și arăta ce face. Având acasă cameră video și el fiind în Londra, aici, o urmărea pe fica mea ce face acasă, în diferite ipostaze, cum mătură, cum stă pe prag, cum udă florile, o lua și o filma. Deci avea un scop bine țintuit, de care fica mea a bătut alarma acum 2 ani de zile. Mama, ai grijă, mama, ai grijă. Și eu nu credeam acest lucru până când nu am fost convins singură. Dar Deci, el spune că în acuzația instanță... aceea de tentativă de viol a fost anulată de instanță, de procuratură, s-a fost clasat Nu a cazul, fost, el zice. nu a fost acest caz clasat, deoarece a trecut termenul de prescripție. Fica mea, la moment, urmează niște ședințe psihologice, unde Păi ce, urmează atât de deja să scurt termenul de prescripție în astfel de cazuri? Eu cred că e da? lungă, 3, 4, 5 ani. Au făcut tot posibilul ca să se tergiverseze și să întindă cazul până la 30 de zile ca să treacă termenul. Așa și Dar să el închidă. anume pe Deci acum. dumneavoastră vă acuză că aveți relații, iată, și cu polițista Ina Caun, care înțeleg că e șefă cumva prin poliția din Dar nu, Drotia. polițista Ina Căun este o rudă de familie care la moment mi-a dat o mână de ajutor unde eu am rămas în drum cu 2 copii minori și mi-a dat un loc de trai și De la mă asta a ajută pornit clipul, să și am ala că ce să el mă o hrănesc. acuză că și-a depășit atribuțiile de serviciu. Și în felul ăsta am aflat despre Nici... conflictul dumneavoastră, că inițial ați luat-o pe Ina Caun cu Doamna, mătră, doamna Ina prietenă Căun își de cunoaște familie, și bine, doamna acum el Căun. se plânge că dumneavoastră v-ați aliat cu ea împotriva lui, dar ea e totuși funcționară, e reprezentanta a statului. Eu nu m-am aliniat cu nimeni. Eu am avocat, am mandat cu avocatul privind partajarea averii, am mandat cu avocatul privind divorțul. Doamna Ina Căun și are meseria ei. Eu nu trăiesc cu doamna Ina Căun și nu m-am aliniat cu ea absolut deloc. Dar Deci ceea ce pot confirma. de ce zice el că la telefon îi spuneți, nu vorbi cu mine, vorbește cu Ina? Așa. Doamna Ina Căun a participat la toate scenele și la tot conflictul Cum? În ce unde fica calitate? mea, În ce calitate putea să în vină? calitate fiind invitată la noi acasă ca oaspete, așa, cu soțul ei împreună, și unde Ruslan Musteață a făcut un scandal extraordinar, unde a încercat în prezența ei să mă numească și pe mine și pe fica mea cu cele mai murdare cuvinte, pe fica mea trimițând-o la ginecolog să-i aduc certificat
pentru că este virgină și multe, multe alte cazuri. Nu vreau să le menționez aici. Și așa, și doamna Ina Căunt, fiind prezentă, fiind de față la acest conflict, a încercat să-l liniștească, a încercat să amelioreze situația, a încercat să-l facă să nu vorbească așa. Respectiv, dumnealui are o frică foarte mare că ea este respectiv martor principal la o scenă unde dumnealui vorbește, o acuză și face haz de necaz pe seama fiicii mele. Nu știu dacă o să poată veni în instanță să mărturisească, dat fiind funcția ei. Deci dumnealui nici nu-i cunoaște funcția, ea nu este comisar de poliție. N-a zis că e șef pe anchetă sau ceva de felul ăsta, a spus, n-a zis că e Și comisar. nici șef pe anchetă nu este. Eu nu, Ceva de eu, felul. nici eu nu, nici eu nu-i cunosc funcția care o are. E irrelevant, oricum e angajată mai ei și are anumite obligații. Deci și dacă este angajată mai ei, eu nu am dreptul să am prietenă sau cunoscut cu care să vorbesc? Nu, dar să implice, să medieze, să-i faceți Absolut. procură sau nu știu ce împuterniciri. Nu se implică absolut deloc. Absolut deloc, doamna Ina, că unul se implică. Eu, având o muncă unde sunt în calitate de traducător la o companie și deseori plec în niște deplasări, fără să o întreb pe ea, m-am dus la notar și am făcut această procură, din care doamna Căun, din contra mea, zis, Tatiana, eu nu mă implic în asemenea joc. Este avocat, îți iei avocat și te clarifici cu problemele tale, ceea ce am și făcut pe urmă. Da, i-am transmis, eu personal i-am transmis un mesaj domnului Musteață, nu Ina Căun. Eu i-am transmis, neștiind, după care deja avocatul i-a transmis o cerere, alt cerere. A avut acum prima ședință de împartajare în care nu s-a prezentat în judecată. Deci, mai departe, toate atribuțiile și tot ce are de face, are de face cu avocatul meu, nu cu doamna Căun și nu cu mine. Dar cum ați obținut clipul acela pe care l-a filmat cu telefonul lui? Pe Din care mi l-ați calculator. trimis pentru publicare? Așa, din calculator. Din calculatorul lui, din arhiva lui personală. Ați Și mai avut multe lucruri accesul, din da? arhiva. Ați avut Și mai acces. multe lucruri din. Și mai multe lucruri din arhiva lui personală, adică, da, care sunt aici. Îmi pare rău pentru ce vi se întâmplă. Deci, ca să înțelegeți că organele de drept, aceeași procuratură și aceeași poliție, adică nu văd cazul drept relevant. Nu știu, el zice că abia de 2 săptămâni s-a plâns în multe instanțe de la Chișinău. Chiar luni se duce la Spia, la discuții cu serviciul acela de control intern de la Ministerul de Interne. Așa, deci astea sunt toate problemele lui ce are de gând să facă. Eu am poziția mea fermă, am contract cu avocatul și am totul ceea ce pot confirma, nu Da, pentru a el s-a proteja. plâns pe Ina Caun, nu s-a plâns pe dumneavoastră, s-a Da, plâns pe polițistă. exact, dar de ce nu arată el de fapt motivul de unde s-a ajuns și până unde s-a ajuns la Ina? De ce el până la urmă nu spune de fapt că este un agresor? De ce până la urmă nu spune ce a făcut el în prima familie, unde în prima lui familie a lăsat o soție și doi copii pe drumuri și acum a doua familie a lăsat o soție, mi-am vândut propriul meu apartament Ce din nu Chișinău știați ce a și am făcut în rămas prima pe drumuri? familie De când ce? v-ați întorlocat? De ce? Nu știați ce a Deci făcut în asta prima este. familie? Deci nu am știut foarte multe lucruri, a spus minciuni. Chiar nu am știut foarte multe. Acum am făcut legătură cu prima lui soție și respectivă tot ce petrece și tot ce face el. Deci mi-a spus pas cu pas și îmi pare rău că până acum nu am discutat cu această femeie să-mi deschidă ochii la timp. Vedeți că și el se laudă cu o femeie de la Bălți cu care comunică, Da, fosta soție a este actualului confuzia partener al Inei Caun, e lui. foarte încurcat aici. Așa, v-am trimis și poză de pe Facebook, unde el singur a postat de pe profilul lui. Este concubina lui, este și doamna care Cum ați vorbește dedus că e și concubina? împreună. Că apar în poză alături, s-au întâlnit și au discutat și au plâns pe umăr că A, iată și eu bine, am s-au problemă întâlnit, cu s-au Ina Caun și discutat, tu dar ai problemă cu Ina Caun. sunt poze făcute în casă la mine, cu ea. Nu sunt poze A făcute venit undeva. femeie în vizită să povestească. El nu trăiește la Bălți? Fie. El nu trăiește în Bălți, el trăiește în Drochia și ea trăiește în Bălți. Ok.
Până la urmă, e viața lui, e viața lui privată, e Da, treaba lui, nu? e viața lui, dar fiecare persoană trebuie să răspundă pentru faptele și vorbele care Și le vorbele, face. de acord. Respectiv și chiar și dumneavoastră când postați ceva, ar fi bine să verificați, să vorbiți cu persoana de partea cealaltă. E bine să postați sau nu e bine să postați? N-am Asta instrumentele e. astea să caut pe toată lumea, nici pe Ina Caun. Am Eu înțeles. sunt la Deci București, ea e la Trocia. Dacă o să vrea ca eu dumneavoastră să-mi dea o întâmplător nu replică, o am dat de acest înregistrez. video. Dacă o să vrea Ina Caun să-mi dea o replică, o înregistrez cu mare drag și cu respect. Eu cred că o să vadă și ea video în curând, fiindcă S-a înțeles. asta e. Deci, ca replică puteți să prezentați și mesajul care vi l-am transmis mai mare și acest video. Mesajul în care descrieți. Exact. Oricum, da, asta ați spus acum și pe video, n-are rost să mai. Da, pot să Am adaug și spus și textul pe cel la video, dar care. puteți să postați și ca mesaj și ca video. Oricum, v-am zis inițial, era problema lui cu un funcționar public angajat mai Ina Caun. Că ați apărut dumneavoastră prima lezată. Nu știu ce crede. Ceea ce sunt niște aberații. Sunt ieșite din comun. Deci să prezinte în ședințele de judecată regulat, să se ducă, să vadă, să duce, de fapt, toate întrebările mai departe. Sper Deci, să privind fie partea judecat. mea, dreptul la ceea ce este în divălmășie, să partajez, nu Ina că un să-mi partajez, dar eu îmi partajez singur munca mea, apartamentul meu care l-am băgat și mulți alți bani care i-am băgat în casa și în toată afacerea din Drochia, cu care am ieșit cu doi copii, nici hăinuțele și nici jucăriile și nici absolut nimic, nimic, nimic nu ne-a dat. Am ieșit cu un rucsac în spate de haine. Am luat copilul de la grădiniță în hainele care era îmbrăcat, fiind nevoit să mă duc la piață să-i cumpăr copilului haine. Acum el ce? Le poartă el acele hăinuțe? Să le poarte sănătos. Pentru asta este ședință de judecat și este avocat și Dumnezeu face parte. Sper să se facă justiție, un Dumnezeu nu cred, dar justiția aș vrea să se facă conform legii, Din păcate, corect și nu domnul este influențat de cu evangheliști. metri, de rude, de pile, de La noi, colegi. în Moldova, justiția este greu de găsit. Păi de asta am Trebuie de reacționat când luptat el mi-a pentru ea. semnalat un conflict de interese sau de depășire a atribuțiilor unui funcționar, de asta am reacționat. Că altfel n-aș fi vrut eu să mă Da. interesez de conflictul ăsta în familie, chiar dacă Așa. și asta e Deci, important, violența. da. Ca să vedeți, de fapt, deoarece nu este niciun conflict aici, este un conflict în familie, este un proces de divorț care este un divorț anevoios, cu tergiversări și cu multe, multe probleme. Deci, persoana fiind o persoană foarte problematică și foarte cu multe antecedente, respectiv ce zic, multe antecedente, deoarece persoana pentru și are foarte mult, are un cazier destul de bogat în acest sens. Ceea ce a ascuns și eu nu am știut, am aflat acum. Cum i-am reproșat lui că asista la cum se lăuda cu metra Ina Caun, că nu știu ce a făcut și adres și n-a reacționat pentru că erau rude. La fel și dumneavoastră vă reproșez. Când vă era soț, când făceați casă comună și copil împreună, era bun și vă plăcea și acceptați chiar și cum a fost în prima familie. Acum când divorțați, gata, e rău, e pacoste, e Asta cazier, e. v-ați adus aminte și de cazier. Nu știu pe cine să cred. Oricum am înregistrat replica dumneavoastră, dacă îmi dați voi o public, alături Da, cumva. vă rog. Chiar vă rog. Mulțumesc pentru încredere. La La revedere. revedere.